ca Domnul să ne binecuvinteze și în ziua de astăzi și El să ne mângâie prin Duhul Său cel Sfânt, fiindcă El se găsește în cântare, în cuvânt, în tot ceea ce vom face spre slavă lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Adeseori ești trist și ai vrea să afli al suferinței drum când s-a sfârșit. Ai vrea să știi cea mai sfințită taină, când doare, când Iisus se vei veni. Dar fericirea-ți părținea
Să nu fii, Doamne.